O furtună puternică a avut loc în această după-amiază în municipiul Baia Mare, dar și în localitățile apropiate. Vijelia puternică a doborât mai mulți copaci la pământ, iar ploaia căzută a provocat inundații pe mai multe străzi din oraș. După o vijelie puternică, descărcări electrice și averse torențiale, a căzut grindină mare, cât o piatră. În doar câteva minute, străzile orașului au fost acoperite cu grindină, iar oamenii speriați s-au ascuns în scările blocurilor în timp ce mașinile s-au oprit din mers. Este posibil să fie semnalate pagube în special în zonele rurale ale județului, pentru că și aici a căzut grindină. Nu au scăpat niciunele mașini care au fost distruse într-o anumită măsură de resturile din acoperișurile blocurilor smulse de furtună. Sistemul RO Alert a transmis mesaje de avertizare cu întârziere când deja furtuna s-a oprit.